Leo este un camion vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, supercamionul Leo. Iată, el e supercamionul Leo. Ce ai găsit, Leo? Să fie oare o mașină de curse? Unde te duci, Leo? Hei, aici erai! Camionul Leo vrea să construiască o nouă mașină! Vai, cât de multe piese! Leo, azi construiești o decapotabilă galbenă? Atunci să începem! Iată caroseria! Acum să-i punem banchetele! Cea pentru pasageri și cea pentru șofer. Acum urmează panoul de bord. Să nu uităm de volan. Nici de uși. Una, două. Ce frumos! Acum să-i punem și bara de protecție din față. Și mai este una, bara de protecție din spate. Iar acum să-i punem și roțile. Câte sunt? Una, două, trei, patru. Sunt patru roți. Privește, avem și faruri. Acestea sunt cele din față. Două pe partea stângă, două pe partea dreaptă. Să întoarcem mașinuța, să le punem și pe cele din spate. Iată-le! În dreapta și în stânga. Îți place cum a ieșit, Leo? Dar lipsește ceva. Ce să fie oare? Haide, Leo, nu te da bătut! Leo, mașinuța noastră are nevoie de un parbriz. Să-l căutăm? Unde e ascuns? Nu pare a fi pe lângă balansoar. Nici aici nu pare să fie. Să mai încercăm. Uite, parcă văd ceva. L-ai găsit! Bravo, Leo! Să-l încărcăm și să-l ducem la mașina decapotabilă. Ușurel. Așa, să mergem! Ia să vedem, Leo. Pune-l la locul lui. Uite așa, grozav! Ce să fie oare? O întrecere? Ce frumos se joacă împreună! Mașinuța galbenă pare mai rapidă. Ai construit o decapotabilă pe cinste. Pe data viitoare, Leo!
Roboții și mașinuțele se joacă vați ascunselea în depozitul de mașini vechi. Fiecare vrea să se ascundă cât mai bine. Lopățică se va ascunde aici. Ascunde-te, robotule Mov, nu te vede nimeni. Stevie s-a ascuns în spatele tancului. Robotul roșu nu s-a ascuns încă. Unde mergi? Robotul s-a hotărât să urce pe o grămadă mare de vechituri. Ai grijă, te rog să cobori, este foarte periculos. Grămada este instabilă. Oh, nu, toate au căzut. Robotul se simte bine, dar a rămas blocat sub diferite părți de mașini. Lopățică nu-i destul de puternic pentru a muta autobasculanta. Ce-i de făcut? A sosit Macaraua. Macaraua este mai mare decât Lopățică, iar la capătul brațului Macaralei este un magnet. Va reuși să-l elibereze pe robot. Ridică cabina, Macara! Nu reușește! Sunt prea multe părți în vârf! Uite cine tocmai a ajuns! Salutare, Leo! Ce ne-ai adus? Sunt componente pentru a construi o macara turn înaltă și puternică. Baza. Cele trei părți ale macaralei. 1, 2, 3. Cabina operatorului. Brațul. Contra greutatea. Cârligul și scripetele. Ce înaltă este! Iuhu! Este timpul să dăm la o parte grămada și să scoatem robotul. Robotul albastru vrea să controleze Macaraua. Oh! Dar nu poate intra în cabină! Leo, ne trebuie o platformă ca să-l ridicăm pe robot. Sunt multe componente în depozitul de vechituri. Cu siguranță găsim o platformă pe aici. Dar unde? Oh, uite acolo! A căzut din grămadă. E o platformă perfectă, Leo. Adu-o! Atașează platforma la Macaraua turn. Robotule, poți intra acum. Întoarce Macaraua. Întinde brațul. Ridică componentele vechi. Macaraua turn ridică cabina ruginită.
scăpat! Robotule roșu, aproape că ai scăpat! Ține-te de cârlig! Robotul este la o înălțime foarte mare, ține-te bine! Să nu te mai urci pe vreo grămadă! E timpul să meargă toată lumea acasă! Oh, cine e aici? Oare această dubiță locuiește în depozit? Oare ea l-a ajutat pe Leo să găsească platforma? Se construiește ceva la locul de joacă. Astăzi, Leo va construi o casă pentru roboți. O betonieră toarnă amestecul de ciment din butoi pentru a face o fundație solidă. Încă puțin. Ajunge betonieră. Suficient. Mulțumim mult. Uite-l pe super camionul Leo. A adus obiecte pentru bază. Roboți, în curând veți avea casa voastră. Clădirea verde este cea centrală. Roboții se vor juca aici cu prietenii. Acestea sunt două corpuri, mov și albastru. Acesta e liftul spre acoperiș. O coloană galbenă lungă. Aceasta e o platformă portocalie care urcă și coboară. Spirala galbenă completează structura. Acestea sunt uși. Geamuri. Multe geamuri pentru luminozitate. Roboților le place. Acoperișul corpurilor. Trei tobogane galbene care pornesc de la clădirea centrală și ajung la corpuri. Este gata baza roboților? Nu! Casa nu este de ajuns pentru un robot. Cea mov este gata, cea albastră la fel. Robotul roșu nu are casă. Leo, ne poți ajuta? Super camionul Leo a ajuns la magazinul lui Stevie. Salut! Ai nevoie de o casă nouă? Alege! Verde? Nu! Violet? Avem nevoie de o casă roșie, aceea! O încărcăm în rulotă?
și o ducem la baza roboților. Mulțumim, Stevie! Roboții îl așteaptă pe supercamionul Leo. A ajuns! Pregătim casa roșie. Robotul este fericit! Mulțumim, Leo! Acesta este un loc de joacă, iar el este Leo. Leo, unde te duci? Uite, e o mașină de pompieri. Dar este albă. Hai să o colorăm! Să mergem să căutăm culorile! Ai găsit acuarelele! Leo, ești gata să alegem culorile? Negru. Gri. Portocaliu. Roșu. Albastru deschis. Verde. Leo, ești sigur? Leo e gata să coloreze. Poți să-l ajut să aleagă culorile? Negru. Portocaliu. Roșu. Gri. Albastru deschis. Hm?
verde. Crezi că un girofar poate fi verde? Hai să alegem altă culoare. Albastru deschis. Și portocaliu. Acum totul este în regulă. Mașina noastră are o scară rotativă. Girofarul se rotește și el. Acum mașina poate merge să stingă incendiile. Foarte bine, Leo! A sosit toamna. Sunt o grămadă de mere zemoase în pom. Să culegem niște mere. Uite, stivuitorul Stevie a dus încă o cutie goală. Roboții îl ajută la cules de mere. Ha-ha, aveți grijă! Oh! Ce grămadă mare de mere! Sunt prea multe mere pentru Stevie. Are nevoie de ajutor? Salut, Leo! Avem o remorcă plină de mere. Avem nevoie de un tractor ca să le ducem. Să începem să construim. Întâi să atașăm puntea din față la șasiu. Instalăm motorul. Două aripi. Acestea vor fi deasupra roților din spate. Patru roți. Cele din față și cele din spate. Un volan. Un schimbător de viteze. Scaunul șoferului. Luminile frontale. E aproape gata! Ce mai lipsește? Tractorul are nevoie de o țeavă mare de eșapament în față. Aici e locul ei. Leo, o poți găsi? Leo a găsit o mulțime de țevi. Arată ca o țeavă de eșapament de tractor? Nu, aceasta e o pâlnie pentru vapor. Dar aceasta e o țeavă de eșapament pentru mașini. Aici este țeava de eșapament albastră de care avem nevoie. Ia-o cu tine, Leo! Să atașăm țeava. Tractorul poate începe. Uhu! Tractorul duce merele acasă la Leo. Prietenii pot face gem și prăjitură cu mere. Sau le pot mânca pur și simplu. Sunt delicioase. Oh! La spălătoria de mașini este o mașină albastră.
e Max. Iar acolo sunt roboții. Îl roagă pe lopățică să sape o groapă la locul de joacă. Mă întreb de ce? Oare cred că este vreo comoară ascunsă acolo? Sau aici? Poate aici? Chiar aici, spune robotul roșu. Oare are dreptate? Să vedem! Încă un pic. Oh, apă! O fântână adevărată. Nu, nu este o comoară. Lopățica a spart o conductă de apă din greșeală. Spălătoria de mașini a rămas fără apă. Max nu-și poate termina baia. Leo, ne poți ajuta? Avem nevoie de o mașinărie care să instaleze o conductă nouă. Dar mai întâi trebuie să oprim apa. Acesta e robinetul. Răsucește-l, robotule! Lopățică, să mărim groapa ca să putem scoate conducta. Așa, acum putem scoate conducta. Leo, acestea sunt piesele de care ai nevoie? Șasiul Șinele cu roți Cabina Scaunul șoferului Manetele de control Uși Faruri Brațul Cârligul pentru conductă Excelent! Utilajul pentru montat conducte e gata! Uite! Acum îndepărtează conducta spartă! Wow! Ce gaură uriașă! Acum avem nevoie de o conductă ca asta, dar care nu e spartă! Aceasta e potrivită? Nu. Dar aceasta? Nici aceasta. Aceasta e conducta de care avem nevoie. Utilajul așează noua conductă la loc. Ura! Am reușit! Trebuie să pornim apa ca să funcționeze totul.
nu mai curge apa din conductă. Lopățică, astupă groapa. Lucrurile la spălătorie? Ha-ha! Max își poate continua baia. Mulțumim, Leo! A venit primăvara. Zăpada de pe drum se topește. Primăvara este anotimpul meu preferat. Uite, nu mai este zăpadă! Oh, este o groapă pe șosea, foarte adâncă. Nu e în regulă. Salut, lopățică! Fii atent la drum! Ai grijă? Ai grijă? Oh, uite, ți s-a blocat roata chiar în groapă. Leo, lopățică nu poate ieși singur. Ajută-l, te rog. Împinge! Bună treabă! Mulțumim! Lopățică poate pleca acum. Leo, noi vom construi o mașină care repară drumuri. Ce idee bună! Să începem! Trebuie să îndepărtăm asfaltul vechi și să reasfaltăm drumul. Știți ce fel de mașină va construi Leo astăzi? Se numește freză și îndepărtează asfaltul vechi. Mai întâi, să punem un cont de semnalizare pentru a-i anunța pe ceilalți șoferi că se lucrează. Acum să asamblăm elementele. Șasiu albastru. Motor puternic portocaliu cu galben. Roți. Lanțuri de rulare pentru o mai bună deplasare pe un drum rău. Cabină. Scaunul șoferului. Tamburul de frezare care înlătură vechiul asfalt. Faruri. Și în spate, trebuie să atașăm o bandă rulantă la gaura pătrată. De aici se va turna asfaltul. Hai să privim, Leo! Ooh!
Nu putem atașa partea asta la gaura pătrată. Nici asta nu este pătrată. Aceasta e partea de care avem nevoie. Ia-o cu tine, Leo. Gata! Mașina de frezat este gata! Putem începe! Să îndepărtăm asfaltul vechi! Grozav! Leo prinde bucățile de asfalt! Am terminat! Uite, Lopățică a adus asfalt proaspăt. Lopățică, toarnă-l aici. Și aici. Și aici. Bine lucrat! Și acum, rola rutieră începe treaba. Rola a nivelat tot asfaltul. Drumul este reparat. Mașinile pot conduce din nou pe acest drum. Bună treabă, Leo! Acesta e super camionul Leo. Astăzi va merge pe șantier. Excavatorul Lopățică și-a făcut fundație pentru noua casă. Betoniera toarnă ciment. Ajunge, betonieră? Mulțumim! Acestea sunt diferite părți ale casei. Leo, ai adus geamuri și uși? Bravo! Fundația este gata. Să începem să asamblăm. Cadrul casei este portocaliu. Aceasta e fereastra. Și încă una. Și un cadru albastru și două uși portocalii. Podeaua etajului. Un mic turn pentru etajul al doilea. Trei ferestre. Și încă două uși. Și acoperișul. Și aceasta este o rampă pe care se poate urca și coborâ. Gata! Cine-l va vizita primul pe Lopățică? Stivuitorul Stevie!
Oh, pentru a ajunge la casă, trebuie să treci râul. Stevie a reușit. Roboți, voi puteți trece? Oh, sigur că nu! E prea adânc! Leo, avem nevoie de un pod. Aha! Să mergem să alegem unul. Mașinile nu pot circula pe scări. Ce pod îngust! Este pentru pietoni. Acesta va fi potrivit. Hai să ducem podul la râu și să-l instalăm. Macara, coboară podul! Ura! Mergeți înainte, roboți! Bine ați venit! Leo, roboții și lopățică verifică rampa. Excelent! Felicitări pentru noua casă, lopățică! Aceasta e casa lui Leo. Bună dimineața, Leo! Mergi la o plimbare? Wow! Este umbra unui avion! Uite-l, e acolo sus! Ce rapid este! Haide la joacă, Leo! Leo, ai de gând să construiești ceva? Să descărcăm componentele! Acestea două par a fi suporturi. Corp alb. Părți cărora le putem atașa motorașe. Uite așa! 1, 2, 3, 4. Baterie. Și elice. Leo, este o dronă. O dronă are nevoie de 4 elice. Noi avem doar 3. Una lipsește. O poți găsi tu? Poate elicea e în spatele toboganului. Nu. E aici! E la Stevie! Stevie se joacă cu ea! Stevie, arăți ca un elicopter! Wow.
Ai grijă! Ești în regulă? Să atașăm Elicea la dronă. Uite așa! Iar tu, Leo, ia telecomanda și ridică drona în aer. Lopățică, vrei să te joci și tu? Oh, ai adus o cameră foto. O instalăm pe dronă și urmărim ce se întâmplă acolo sus. Iată! Drona se ridică! Leo, pornește camera! Să facem poze! Grozav! Totul funcționează! Leo, ce jucărie interesantă ai construit astăzi! Iată! A sosit un camion micuț. Îl cheamă Leo. Hai să vedem ce va găsi astăzi în parc. Oh, ce-i acesta? Pare a fi un pom cu mere. Dar este alb. Trebuie să-l colorăm. Iată și acuarelele. Ce culori frumoase! Nu-i așa, Leo? Dar nu avem pensule. Ce ne facem acum? Wow! Bună idee! Ce culori vei folosi ca să colorezi pomul? Galben. Roșu. Albastru. Abia să colorăm. Ajută-l pe Leo să aleagă culorile. Maro. Cu trunchiul copacului. Verde. Verde este culoarea frunzelor. Bună treabă!
Hai să mai colorăm! Galben. Merele sunt galbene. Alba. Leo. Tre. Nu. De ce culoare avem nevoie? Cele mai gustere. Foarte bine, Leo! Este un măr foarte frumos! Supercamionul Leo are la el componente pentru o nouă mașină. Oh! Privește la camioanele acelea mari de pe drum! Camioanele cară nisip! Leo, vei construi și tu un vehicul așa de mare? Și greu, așa-i? Descarcă piesele! Să începem! Un șasiu. Un motor. O cabină. Ce urmează, Leo? Roți? Nu! Acestea sunt discuri pentru șenile. Avem nevoie și de piesele acestea ca șenilele să se poată mișca. Și asta e o lamă cu care buldozerul va nivela nisip, pământ sau pietre. Să așezăm scaunul șoferului și volanul. Țeava de eșapament și farurile. Prima șenilă. Oh, Leo, ne lipsește a doua șenilă. Știi unde s-o găsești? Uite-l pe stivuitorul Stevie. El are de toate în magazin. Leo, urmează-l pe Stevie. Alege piesa potrivită pentru buldozer. O roată mare? Nu! O roată mică? Nu! Șenila! Aici era! Steve îți pune piesa în spate. Mulțumim! Buldozerul este pregătit de muncă. Astăzi va nivela nisipul adus de camioanele mari.
Excelentă treabă, buldozerule! Bine lucrat, Leo! Uite, Leo conduce pe drumul acesta. Drona îl urmărește de sus. Grozavă săritură! Oh, ceva a căzut din spatele lui Leo. Drona, tu ai observat? Iată, lopățică a luat piesa. Aici locuiește supercamionul Leo. Liftul îl duce până la etajul 2 al casei sale. Oh, câtă dezordine! Ce multe resturi sunt pe jos! Leo, să construim un aspirator! Și drona a venit să se uite! Vom construi un aspirator rotund. Și are roți, ca acestea. Acum atașăm periile. Recipientul pentru resturi. Capacul lateral. Filtru de aer. Motorul cu butonul de pornire. Dar unde este bateria? Aspiratorul nu funcționează fără baterie? Se pare că drona știe unde s-o găsească. Lopățică, Leo construiește un aspirator. Hai să-i ducem piesa galbenă pe care ai găsit-o. Lopățică, dă-i lui Leo bateria. E totul pregătit? Leo, pornește-l!
Wow! Uite! Aspiratorul curăță toate resturile! Lopățică, nu te teme! Acum casa lui Leo este foarte curată! El este Leo! Astăzi ne-a pregătit ceva destul de neobișnuit. Și Max excavatorul se joacă cu cuburile. Max! Leo vrea să-ți spună ceva. Este ziua lui Leo și vrea să te invite la petrecere. Hai să vedem dacă mai găsim prieteni pe care să-i invităm. Și iată-l pe Stevie! Stevie, o să dăm o petrecere astăzi! Vino să sărbătorim ziua lui Leo! Leo, să pregătim tortul pentru prietenii tăi. Aici sunt blaturile de tort. Cu acest instrument punem glazura, iar căpșunile sunt pentru decor. Întâi vom pregăti glazura. Acum adăugăm fructele. Și desigur ne trebuie lumânări. Leo, le poți găsi tu? Abia aștept să-ți pui dorințe! Să ne uităm în cutia cu nisip. Nu sunt aici. Dar aici? Nu, nici aici. Uite! Este ceva sub tobogan. Ce de lumânări! Leo are nevoie de 3. Sunt coifuri multicolorate. Cu siguranță ne trebuie pentru petrecere. 1, 2, 3. Hai să punem lumânările pe tort. Puneți coiful și hai să așteptăm prietenii. Iată-i că vin! Au adus și cadouri pentru Leo!
Bine ați venit, prieteni! Ce cadouri frumoase! La mulți ani, Leo! Supercamionul Leo pleacă undeva! Ce s-a întâmplat? Oh! Leo și-a pus pălăria ca să se apere de razele puternice ale soarelui. E foarte cald astăzi. Toată lumea a ieșit afară. Roboții se joacă cu mingea lângă râu. Iar Leo va construi o nouă mașină. Hei, prinde mingea, robotule! Leo va descărca elementele și va construi o mașină de înghețată! Aceasta e o caroserie albă. Aici e aparatul de făcut înghețată. Aripi! Uși! Patru roți. O bară de protecție în față și una în spate. Un grilaj pentru radiator. Luminile din față. Două prelate pentru a ne proteja de soare. Difuzoare. Și o înghețată mare din plastic, ca să știe toată lumea că aici se găsește o înghețată delicioasă. Mașina de înghețată e gata! Robotule, vrei să vii cu noi? Haide! Prieteni, priviți! Aceasta e o mașină de înghețată. Mi-aș dori să fac cinste tuturor cu înghețată. Nu este înghețată. Nu fiți triști, roboți. Leo, ne poți ajuta? Pentru înghețată, avem nevoie de lapte și de cornete. Le găsim în magazinul lui Stevie. Salut, Stevie! Desigur, Leo! Poți lua lapte și cornete. Mulțumim, Stevie! Să umplem aparatul de înghețată cu lapte. Iar aici e cornetul. Roboți, apăsați maneta. Funcționează! Robotule roșu, unde mergi? Vrei o înghețată cu căpșuni? Pune căpșuna în aparat. Uite, înghețată de căpșuni!
Să-ți fie de bine! Bună treabă, Leo! Acesta e un parc de distracții. Excavatorul, lopățică și roboții se joacă cu mașinuțe cu telecomandă. A cui mașină va câștiga? Porniți! Mașina roșie este în față. Oh, mașinile sunt atât de sus. Mașina lui Lopățică câștigă. Roboților, nu fiți dezamăgiți. Haideți să ne jucăm altceva. Salut, Leo! Ce ne-ai adus? Hai să vedem! Cât de multe componente! Leo, vom construi o nouă jucărie? O vază cu găuri. Interesant! O carcasă. Partea galbenă, care arată ca un acoperiș cu găuri. Iar acestea sunt niște inele colorate. O tabelă de scor cu numere. Ce sunt acestea? Arată ca niște cuie colorate. Se ascund. Așa, culorile trebuie să se potrivească. Uite, cuiele ies la suprafață și roboții le lovesc cu mâna. Greșim iar, Leo? Desigur, nu lovim cuiele cu mâna. Oh, robotul roșu a luat o rachetă. Nu, așteaptă! Nu lovim cuiele nici cu țevi. Așa este, robotul albastru. Avem nevoie de un ciocan. Să jucăm! Roboții lovesc cuiele cu ciocanul. O sută! Bună treabă, robotule roșu! Acum, Lopățică va juca contra roboților.
Mă întreb, cine va câștiga de data asta? Ha-ha, distracție plăcută! Mulțumim, Leo! Uitați! Leo conduce pe terenul de joacă. Mă întreb ce surpriză ne-a mai pregătit. Wow! Leo, e o căciulă de iarnă! Vrei să o probezi? Dar este cald acum! Îți stă bine! Mă întreb ce plănuiește Leo. Iar asta este o gară. Trenurile vin aici. Sosește un tren albastru. Leo vrea să călătorească. Să mergem! Ce aventură palpitantă! Am ajuns la munte! E atât de frumos și de frig! E zăpadă peste tot! Acum înțeleg de ce avea Leo nevoie de căciulă! Leo, ce ai de gând să faci aici? Vrei să construim ceva? Ce anume vei construi? Un cadru galben. Acestea sunt schiuri? O banchetă? Un volan? Ah, știu! Este o sanie! Leo, ceva pare că lipsește în partea din față. Cred că va fi mult mai ușor să conduci o sanie dacă îi mai punem o talpă. Uite, Stevie o aduce chiar acum. Să o atașăm saniei. Acum sania noastră este gata! Împinge-o la vale, Leo! Ce frumos alunecă! Leo, Stevie, haideți și voi! Acesta este un loc de joacă, iar el este stivuitorul Stevie. Se joacă cu cuburile. Unul. Două. Trei. Se pricepe foarte bine la jocul ăsta. Uite, acum vine super camionul Leo. Deci este timpul să asamblăm un nou vehicul. Câte piese sunt! Să începem să le asamblăm. Uh-huh.
să atașăm cabina la partea din spate a mașinii. Pune două scaune. Mașina asta seamănă mult cu un camion. Și acum roțile? Oh, întâi șasiul cu arcuri mari. Și abia acum punem roțile. Două pe o parte și două pe cealaltă. Leo, avem numai trei roți. Să montăm și ușile. Un cadru cu lumini. Și o grilă cu faruri mari. Aproape am construit un camion monstru. Trebuie doar să găsim a patra roată. Vrei să o căutăm? Caut-o cu atenție! Aici este! E imensă! Nu o vei putea căra singur! O poți împinge, Leo? Hai să atașăm ultima roată, iar camionul nostru este gata! Mașinilor, unde vă duceți? Am înțeles! Acum camionul ne va arăta cum trece peste obstacole. Se pregătește să pornească. Wow! Urcă un deal abrupt. Și trece peste cuburi într-o singură roată. Conurile astea sunt ascuțite. Ce o să ne facem? Camionul nostru va trece peste ele. Camionul nostru va sări peste ele. Accelerează și își ia zborul. Uite ce sus este! Fantastic! Vino să te mai joci cu Stevie și Leo. Bună, Leo! Vrei să facem ceva distractiv astăzi?
Oare ce va construi Leo? Sunt atâtea piese din care putem alege. Oglinzi. Far. Mâner. Ghidon. Hai să le asamblăm pe toate, Leo. Uite așa. Hai să atașăm scaunul la piesa albastră. Iar ghidonul vine pe panoul din față. Acum roțile. Cea din spate și cea din față. Am construit un scooter. Ce frumos este! Oh, Leo, un mâner lipsește. Îl poți găsi? Să ne uităm mai întâi sub tobogan. Nu e nimic aici. Dar aici? Nimic. Două conuri. Poate că mânerul este sub unul dintre conuri. Nu. Uite! Vine stivuitorul Stevie. Bună, Stevie! Ai văzut vreun mâner? Acolo este! Mulțumim! Leo, hai să atașăm piesa. Ia și portbagajul. Mulțumim, Stevie! Hai să asamblăm toate piesele. Scuterul nostru este gata. Ghidonul funcționează. Și portbagajul se deschide. Ura! Uite cât de rapid este scuterul. Și poate ocoli foarte ușor obstacolele. Fantastic! Leo, ai construit un scooter foarte bun. Pe data viitoare! Aceasta e casa lui Leo. Leo se întâlnește cu Stevie și îl invită la el acasă. Să mergem! Astăzi, Leo și Stevie vor pregăti o prăjitură.
TV. Pune prăjitura pe masă. Leo, avem nevoie de un cuptor? Ai adus toate elementele? Excelent! Un cuptor. Un ventilator pentru a distribui căldura. Un bec. Două tăvi pentru coacere. O ușă. Și butoane pentru pornirea cuptorului, selectarea modului de funcționare și pentru ajustarea temperaturii. Și aici e o plită. Să instalăm arzătoarele. Gata! Acum să-i găsim cuptorului un loc în bucătărie. Minunat loc! Trebuie să faci o gaură în care să introduci cuptorul. Leo s-a dus după ajutor. Uite! Roboții se joacă cu mingea. Ura! A nimerit coșul! Oh, crezi că ne pot ajuta roboții? Desigur! Haideți! Să vedem! Robotul albastru a scos ușa dulapului. Acum trebuie să facem o gaură pentru plită. Uite așa! Robotul roșu a reușit! Pune cuptorul jos. Iar plita deasupra. Acum putem pune prăjitura în cuptor. Mulțumim roboților! Ia să vedem! Prăjitura este gata! Putem să o tăiem! Minunat! E cu umplutură de fructe! Mă întreb ce va construi Leo data viitoare! Doi roboți joacă fotbal pe câmp! Robotul roșu este portarul. Apără poarta, robotule! Gol! Robotul roșu repune mingea în joc. Oh! Robotul a lovit mingea atât de tare încât a rămas prinsă în iarba înaltă. Trebuie să o găsim!
Leo, ne ajut să găsim mingea în iarbă? Ne ajuți? Oh, Leo a adus componente pentru o mașină de tuns. Oh, hai să le asamblăm repede. Un motor, șasiu și o osie pentru roțile din față. O platformă pentru scaun. Scaunul. O lamă care va tăia iarba. Volanul și farurile. Punta din spate și recipientul pentru iarbă. Și roți. Dar sunt doar trei roți. Una, două, trei. A patra s-a rostogolit în iarbă. Hai să o căutăm. Ai găsit-o, Leo? Asta e mingea roboților. Pot juca din nou fotbal. Dar unde este roata? Aici este. S-o ducem la mașina de tuns. Pune-o pe osie. Gata! E timpul să tundem iarba. Funcționează! Oh, ce idee mai are Leo? Oare ce are de gând să facă cu vopseaua? Leo trasează dungi albe. Roboții vor avea un teren de fotbal adevărat. Hai să ne împărțim în echipe. Tu vei juca pentru Rusia. Iar tu vei juca pentru Spania. Mingea este în joc! Gol! Semaforul din intersecție s-a stricat. Auzi cum claxonează mașinile? Nu pot decide cine să treacă primul. Salut, Leo!
Avem nevoie de o mașină de poliție să ne ajute. Descarcă ce ai în spate. Hai să începem. Un corp albastru. Scaune albe. Un volan și un schimbător de viteze. Un grilaj și două bare de protecție. Un acoperiș alb, o capotă și un portbagaj. Patru roți. Două pe o parte, două pe cealaltă. Uși. Farurile din față și spate. Sirena și luminile de avertizare. Geamul din spate. Oh, Leo, unde este parbrizul? El trebuie să stea în față. Hai să-l căutăm! Oh, sunt o mulțime de geamuri diferite! Trebuie să o alegem pe cea potrivită. Pătrat? Nu. Rotund? Nu. Triunghiular? Nu. Avem nevoie de bucata asta de geam. Să punem parbrizul la loc. Mașina de poliție este gata. Bine lucrat, Leo! Mașină, este timpul să controlezi traficul. Oprește semaforul stricat. Atenție! Urmăriți mașina de poliție. Camioneta și decapotabila trec primele. Acum taxiul și autobuzul. Excelent! Ce fel de mașină este în spatele lui Leo? O macara! Va ridica semaforul stricat din intersecție și îl va duce la reparat. Iar aici vom instala un semafor nou. Funcționează!
Bună treabă, mașinilor! Azi este o zi tare călduroasă. Roboții și stivuitorul Stevie se joacă cu mingea. Acasă la lopățică îi așteaptă o înghețată delicioasă. Salut, excavator lopățică! Vrei să te joci și tu? Lovește mingea! Oh, nu! Este cald în casă! Se topește înghețata! Robotule, ești obosit? Ridică-te, e timpul să mergi acasă. Nu e bine să te joci afară în soare prea mult timp. Da, robotule, dacă nu pui înghețata în frigider, se topește. Lopățică! Cineva a venit la tine în vizită. E super camionul Leo. Leo a adus componentele unui frigider. O cutie verde. Bobine vaporizator. Pereți interiori albi. Trei rafturi. Un bec ca să se vadă ce e înăuntru. Un sertar pentru fructe și legume. Uși. Mânere. Alte rafturi interioare pentru uși. Și un condensator. Robotule, verifică! Becul este aprins. Leo, uite! Nu-i așa că ar trebui să fie un compresor acolo? Leo merge acasă după un compresor. Uite câteva componente. Care este compresorul? Acelea sunt șuruburi pentru drone. Nu avem nevoie de ele. O roată. Nu avem nevoie nici de ea. Acolo e compresorul. Repede! Frigiderul este deja în casă. Stevie aduce câteva gustări. Adăugăm componenta lipsă. Totul funcționează. Să punem fructele de desubt, iar înghețata în congelator.
Așa alimentele nu se vor strica o bună bucată de vreme. Hei, haide să ne jucăm cu mingea! Înghețata o putem mânca mai târziu. Acesta este un loc de joacă. Iată-l pe Leo, care ne aduce piese noi. Uite, soarele strălucește atât de puternic. Este o zi foarte călduroasă. Copacii au nevoie de apă și florile de asemenea. Florile de asemenea. Leo, salut! Ce tip de vehicul ne-ai adus astăzi? Să-l asamblăm și să aflăm. Cabină. Două scaune. Șasiu. Bara din față. Șase roți. Trei roți pe o parte și trei roți pe cealaltă. Furtun. Rezervor de apă. Volanul. Leo, am construit o cisternă cu apă. Dar îi lipsesc tunurile cu apă. Le poți căuta? Trebuie să fie undeva pe terenul de joacă. Bărcuțo, ai găsit vreun tun cu apă pe aici? Nu, nu a găsit. Unde s-ar putea ascunde? Poate sunt la locul cu nisip. Leo, uite-te cu atenție. Felicitări! L-ai găsit! Acum trebuie să le punem la locul lor. Dar ce e asta? O șapcă! Nu e frumoasă? Când afară e cald și soarele strălucește puternic, trebuie să purtăm o șapcă sau o pălărie de paie. Exact! Cisterna noastră este gata! Haide să o testăm! Atașează furtunul la rezervor. Întinde-l și pompează apa. Pune furtunul la loc. Acum putem merge. Întâi udăm florile. Uite,
le face foarte bine. Acum copacul. Excelentă treabă, Leo! Foarte bine! Uite! Este o pistă nouă la locul de joacă! Acestea sunt mașinuțe. Roboții le vor conduce. Ocupați-vă locurile! Oh, sunt doar două mașinuțe. Robotul roșu a rămas fără mașinuță. E supărat. Nu-ți face griji, robotule. Leo te va ajuta. Să vedem ce fel de mașină trebuie să construim. Leo, descarcă toate componentele. Aceasta e o platformă cu bară de protecție moale. Atașează-i trei roți. Pune corpul roșu deasupra. Scaunul șoferului. Volanul de comandă. Robotule, îți place? Farurile din față. Și cele din spate. Robotul roșu e pregătit pentru cursă. Ce s-a întâmplat? De ce nu pornește? Leo, uită-te cu atenție! Avem nevoie de o bară galbenă cu un fir electric. Firul conduce electricitatea spre motorul mașinii. Poți găsi tu bara? Nu e în preajma toboganului. Leo, putem lua scândura de la balansoar? Nu. Robotule, uite! E aici! Am găsit-o!